Nici la aceste alegeri nu-l vom vedea pe Klaus Iohannis la vot împreună cu soția. Președintele are viză de flotant în sectorul 1, votează în capitală, în timp ce doamna Iohannis are buletin de Sibiu și va vota în orașul de reședință. Premierul Ludovic Orban nu votează nici el în capitală, va vota într-o comună de lângă București. Vasile Marcu vine și cu alte detalii despre politicienii care merg la vot mâine. Bună ziua, Vasile! Bun găsit. De altfel, din cei 17 membri ai cabinetului Orban, doar 3 votează în capitală: ministrul educației, ministrul de externe și ministrul de justiție. În rest, ceilalți și ministrul de finanțe, 4, iată, votează în București. În rest, toți ceilalți în localitățile de Baștina, acolo unde își vor alege primarii pentru următorii 4 ani. Însă, într-adevăr, președintele votează și de această dată, ca și în 2016, în București, în sectorul 1, acolo unde are viză de flotant, în timp ce prima doamnă votează în Sibiu, unde a făcut-o de fiecare dată la toate alegerile de până acum. Tot în Sibiu votează și vicepremierul Raluca Turcan, iar prim-ministrul României va alege unul dintre cei 5 candidați la primărie din localitatea în care are buletin, Dobroiești, o comună din apropierea Bucureștiului. Repet, dintre membrii guvernului doar 4 votează în București, în timp ce ceilalți în localitățile din țară, de acolo unde provin. De altfel, tot în țară votează și președintele Camerei Deputaților, în Buzău, nu va vota nici el în București.